Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O premieră în Statele Unite, unul din două telefoane mobile este acum în Statele Unite un iPhone. Serios? Este, da, e cumva o surpriză, deși cota de piață era în creștere. E pentru prima dată când iPhone deține 50% din piața telefoanelor mobile în funcțiune. Asta în Statele Unite. Da, din smartphone-uri în funcțiune în Statele Unite. Știi de ce e ciudat? Pentru că explozia pe partea cealaltă, în rândul celor care folosesc sistemul Android, din mai multe surse, adică sunt mai multe firme care produc telefoane, a fost foarte mare în ultima perioadă. Android a avut în global, din punct, deci la nivel global, Android-ul deține o cotă de piață mult mai mare decât iPhone. Cred că era pe undeva pe la 70%, oricum între 60 și 70%. Statele Unite sunt o piață atipică din punctul ăsta de vedere. Acolo iPhone-ul a avut întotdeauna cifre mai bune. Însă, uite, acum, potrivit ultimelor rapoarte, a ajuns la 50%. E pentru prima dată în ultimii 15 ani. Sunt luate în calcul toate smartphone-urile aflate în folosință, cu cele două sisteme mari de operare, iOS și Android. iPhone-ul are câteva modele, știm foarte bine. Sunt ultimele. Acum, dacă ai un iPhone mai vechi de 2-3 generații, 4 deja nu mai funcționează cu sistemul al de operare. Al meu încă merge. Ai să râzi. Ce iPhone ai? 10. XS. Am avut și eu XS, încă mai mergea. Încă dar mai devreme, adică iPhone-ul 10 aici sau ceva de genul ăsta, da, din ce în ce mai greu. Bun, asta e și o răutate. De partea cealaltă, telefoane Android sunt peste 150 de modele în vânzare în Statele Unite. N-a fost o explozie, adică nu s-a întâmplat brusc, ci e vorba de o creștere treptată, an de an. Interesant că aceiași analiști susțin că trendul acesta este observat și pe alte piețe relevante, unde puterea de cumpărare este mai mare. La nivel global, însă, cum spuneam, Android este cam pe la 70%. În China, Apple, ca marcă, e abia pe locul 5, cu doar 13% din piață, în scădere. E fie foarte companii. Da. Deci, mă, că iPhone-le sunt făcute tot acolo, adică... sunt alte firme de caz. Eu cred că e creșterea asta se datorează și faptului că au scos în sfârșit anul trecut, cred că nu țin pasul, modele mai ieftine. Știi că înainte era un model, punct, care costa foarte mulți bani și la revedere. Dar am văzut acum că au scos cu trei camere, două camere, o cameră, fără cameră. Fără cameră. Și scade prețul și au devenit... Au mai încercat. Nu e prima dată când anul trecut. Au mai încercat și n-a funcționat prea bine. Tocmai pentru că Apple s-a poziționat ca producător de telefoane premium. Da, nu știu care sunt chichirezurile de marketing. O să lanseze, înțeleg, se grăbesc anul ăsta, lansează un nou model. Adică lansează 14? Miercuri lansează, sau lansează oricum în septembrie, ceea ce la ei nu se întâmpla. Când făceau de obicei în octombrie. Când a apărut XS-ul, ăsta de la avem eu și George, nu exista variantă mai ieftină. Adică era ăsta și la revedere, n-aveai opțiune. Au făcut după aia, au lansat după aia... opțiuni. Sunteți varză, nu sunteți documentați? După la 12. Sunt foarte documentat, au lansat ăsta inițial, după aia au lansat versiuni. Apple... L-au lansat simultan, cum zice Luca. Da. Hai că sunteți niște săraci, aveți telefoane iPhone vechi. Fără cameră. Le cerem scuze. Stai că într-o săptămână se învechește și al tău. Nu, că al meu nu e ultimul model. Nu e ultimul? Nu e cred. E penultimul, nu știu, habar n-am. Nu mai e ultimul model de când am pățit-o atunci și am comandat și eu. Odată am comandat mă și eu în viața mea un telefon de ăsta iPhone la lansare și mi-a venit după 4 luni. Da, avea și deja toată lumea. Numai regla nu-i venit. Și erai și în vacanță, adică... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.